de handbal a Stelei la încălzire înaintea meciului cu CSM Făgăraș din Liga Națională de Handbal Masculin. După cum toată lumea știe, semicercurile roș-albastre sunt încărcate de glorie, palmaresul fiind unul extraordinar. Cele două cupe ale campionilor europeni, precum și alte trofee interne și internaționale, stau mărturie că Steaua a fost permanent un rezervor de valoare pentru handbalul românesc. Așa sperăm să fie și de aici încolo, iar echipa pe care o vedeți acum pregătindu-se pentru meci, credem că ne va aduce în actualul sezon o mare performanță. De ce nu, este pariul nostru pentru recâștigarea titlului național. Hai Steaua! Vasile Stângă, managerul echipei masculine de handbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, fost mare handbalist, cum este în această postură, nu neapărat nouă pentru dumneavoastră, dar diferită, desigur. Am fost de toate, am fost și antrenor și sponsor. Acum sunt managerul echipei de handbal, băieți. E o postură pe care eu personal mi-am dorit-o, am vrut să mă întorc tot timpul acasă, cum s-ar spune, și să ajut echipa de handbal să redevină ceea ce a fost. Cum se prezintă actualul lot? Există șanse pentru titlu? Deci șanse există, dar va fi o competiție foarte puternică. Sunt 8 echipe, primele 8 cu care jucăm, primele 7 echipe cu care jucăm play-off-ul, va fi un nou campionat. Va fi foarte greu, dar avem un lot, zic eu, competitiv, un lot care poate ușor să câștige campionat. Sala polivalentă din Chiajna este un loc propice pentru performanța roș-albastră? Ne simțim aici ca acasă, e o sală primitoare. Primarul, care este un om extraordinar, care iubește sportul, ne-a primit aici și ne primește în continuare, ne consideră ca și familia lui. E un loc bun pentru noi. Poate cel mai înfocat suporter al echipei de handbal a Stelei este Nicolae Munteanu, care, dacă nu greșesc, n-a pierdut niciun meci în ultimii ani de pe teren propriu și nu numai. Cum este, după ce ați făcut glorie în culorile roș-albastre pe semicercuri, să trăiți la intensitate maximă partidele actualei generații? Sigur, trăirea a rămas poate mai intensă decât momentul în care eram pe teren, pentru că trăirile sunt altele, în meci te mai puteai descărca. Ați fost portar, cum puteți să caracterizați actuala evoluție a celor care apără poarta Stelei? Portari de Steaua a avut de-a lungul timpurilor, a avut portari de calitate, buni. Amândoi portarii care sunt acum și în meciul de astăzi sunt portari care au ajuns la o anumită maturitate și au posibilitatea de a fi în joc factor decizional, decisiv. Și în spate mai avem un portar tânăr care are reale perspective, calități, dar e greu să pui doi portari în același timp în poartă, dar aminte trei pe foaia de joc. Întrebare deschisă de 1000 de puncte. E gata Steaua de o mare performanță? Totdeauna la club Steaua s-au pus obiective mărețe, niciodată n-au fost obiective medii, minimale. Noi vrem, dar important e ca toată structura să fie pregătită pentru așa ceva. Bogdan Ciora, suporter de handbal și suporter de Steaua, care este nelipsit de la meciurile echipei militare de pe teren propriu, așa că expertiza lui ca om care a văzut integral partidele este una de bun augur și de ținut cont de ea. Halcea este o extremă de națională de ani de zile, o extremă care a fost adusă. Steaua a profitat, să spunem așa, știm toți ce s-a întâmplat cu Odorhei, din păcate a colapsat financiar, așa că nu este singurul transfer al Stelei de la echipă, a fost adus și Huba Talaș. Sunt doi jucători foarte buni, doi jucători care au ani de zile în Liga Zimbrilor și care vor face meciuri strălucite aici. We'll be right back.
Costănescu, portarul Stelei, după o partidă facilă cu Făgărașul, nu-i așa? Facilă pentru că ne-a mișcat bine în prima repriză și apărarea a dat roade. Făgărașul e o echipă care are jucători cu experiență și dacă nu ești atent și concentrat, poți să-ți pună probleme. Ai exersat de multe ori și lansările pe contraatac, așa că ai câteva pase decisive în această partidă. Da, exersăm, face parte din joc. Sunt goluri care poți să le înscrii simplu și ne bucurăm că ne-a ieșit astăzi, ne-a ieșit faza de contraatac. Cum te simți în această garnitură a Stelei? Foarte bine mă simt și sper să o ținem tot așa. Ne așteaptă un meci greu la Timișoara în deplasare. Adică au pierdut primul meci acasă și sperăm că joi să jucăm la fel de bine cum am făcut-o astăzi, să câștigăm. Capitanul echipei steliste, Ionuț Georgescu, și-a condus din teren echipa spre o nouă victorie. O scurtă concluzie după partida cu Făgărașul? Da, aveam nevoie de cele 3 puncte, aveam nevoie de o victorie și un meci bun pentru a ne ridica moralul, pentru că ultimul meci al nostru nu a fost așa cum ni l-am fi dorit, cel de la CSM, unde am început foarte prost meciul și ne-a revenit a doua repriză. Am început bine, s-a văzut clar că am fost mai motivați și diferența, eu zic că s-a făcut în prima repriză, în apărare, și am dat multe goluri ușoare pe faza a doua. Apărarea merge, atacul are funcționalitate. Ce ne poți spune despre secretele tehnice și tactice ale echipei? Da, în spatele acestor reușite, zic eu, constă unitatea de grupa noastră și munca care o depunem în fiecare zi la antrenamente și, în ghilimele, să spun așa, foamea de rezultate și de performanță. Apropo de această foame de afirmare a voastră, a tuturor, este anul Stelei sau poate fi? Poate fi, încă este drumul lung, am mai declarat, suntem pe primul loc deocamdată, dar încă nu am realizat nimic pentru că mai avem pe lângă sezonul regulat, mai avem și un play-off care va fi foarte, foarte greu și unde se pot răsturna toate calculele hârtiei. Antrenorul principal al steliștilor, Ovidiu Mihăilă, după un meci cu Făgărașul, care n-a fost atât de ușor precum o arată tabela la final, nu-i așa? Da, din perspectiva acestui lucru ne-am pregătit foarte bine. Știam că este un meci extrem de greu, sincer mi-a fost frică, pentru că avem și foarte mulți accidentați. Dar din fericire toți cei care au intrat astăzi în primii 16 s-au dus aportul la o victorie frumoasă în care au avut reușite bune, special pe faza de apărare unde am avut o evoluție foarte bună și ne-a permis să dăm goluri pe contraatac și faza a doua și să facem o diferență care să ne permită să ne relaxați la final. Are echipa chimia pe care și-o dorește un antrenor principal care țintește performanță? Mai avem mult de lucru. Este foarte greu. În 3 luni de zile nu poți să construiești o echipă. Ceea ce pot să spun este că acești băieți au un caracter extraordinar și ei înșiși au dorit să facă un grup puternic care să le permită să se sprijine unul pe celălalt în momentele grele și cred că de aici a venit cheia acestor reușite de până acum. Pentru un antrenor este greu, pentru că îi trebuie timp să construiască o echipă solidă, să știe cu ochii închiși unde să dea pasul, relații de joc, atât în apărare și în atac. Dar fiind la Clubul Steaua, unde tot timpul s-a cerut performanță, nu cred că are rost să mai discutăm de astfel de lucruri. Indiferent că avem o echipă tânără sau cu maturitate, trebuie să încercăm să facem performanță. O victorie obligatorie, integrată însă într-un sezon complex din multe puncte de vedere. Da, este, fiecare victorie este importantă la ce se întâmplă în campionat. Este un campionat complicat, un campionat în care foarte multe echipe au șansa de a face o performanță. Sunt sprijiniți din toate punctele de vedere de toată lumea, ca și noi. Va fi un campionat extrem de greu, deci de asta spun, fiecare victorie este extrem de importantă.